Facturile la curent cresc considerabil de la 1 iulie 2024. Ce îi așteaptă pe români începând cu această dată? România se pregătește pentru o creștere semnificativă a prețurilor la energia electrică începând cu 1 iulie 2024. Această majorare este determinată de creșterea tarifelor pentru serviciile de sistem, care va avea un impact semnificativ asupra gospodăriilor din întreaga țară. Potrivit estimărilor specialiștilor în energie, tariful pentru serviciile de sistem va crește cu aproximativ 40%. În termeni concreți, tariful va urca de la 9,17 lei pe megawatt oră MWH la 12,84 lei pe MWH. Această creștere va afecta direct facturile de energie electrică ale consumatorilor, ducând la costuri mai mari pentru gospodării. Această majorare a tarifelor va avea un impact diferit în funcție de consumul fiecarei gospodării. Deci, procentul exact al creșterii facturilor va varia, este clar că toți consumatorii vor resimți această schimbare. Cei care au un consum ridicat de energie vor fi cei mai afectați, în timp ce gospodăriile cu un consum mai redus vor observa o creștere mai moderată a facturilor. Creșterea tarifelor pentru serviciile de sistem este rezultatul mai multor factori. Unul dintre aceștia este necesitatea de a investi în infrastructura de distribuție și transport a energiei electrice. Aceste investiții sunt esențiale pentru a menține rețeaua electrică stabilă și pentru a face față cererii crescute de energie. De asemenea, costurile de întreținere și modernizare a infrastructurii existente contribuie la majorarea tarifelor. Reacțiile consumatorilor la acest anunț au fost mixte. Mulți români sunt îngrijorați de impactul financiar al acestei creșteri, mai ales într-un context economic deja dificil. Pe rețelele sociale și în mass media, numeroase persoane și-au exprimat nemulțumirea și îngrijorarea cu privire la modul în care vor reuși să facă față noilor costuri. Pentru a face față acestei creșteri a prețurilor, există câteva măsuri pe care consumatorii le pot lua. Eficiența energetică, implementarea unor măsuri de eficiență energetică în locuințe poate reduce consumul de energie și, implicit, factura lunară. Aceste măsuri includ izolarea termică, utilizarea becurilor LED și a aparatelor electrocasnice cu consum redus de energie. Monitorizarea consumului, utilizarea unor dispozitive de monitorizare a consumului de energie poate ajuta gospodăriile să identifice și să reducă utilizarea excesivă de energie. Alegerea furnizorilor, compararea ofertelor de la diferiți furnizori de energie și alegerea celui mai avantajos contract poate reduce costurile. În fața acestei situații, autoritățile trebuie să ia măsuri pentru a proteja consumatorii vulnerabili și pentru a asigura stabilitatea pieței energetice. Ce pot include aceste măsuri? Subvenții și ajutoare, acordarea de subvenții și ajutoare financiare pentru gospodăriile cu venituri reduse poate ajuta la compensarea creșterii costurilor. Investiții în energie verde, promovarea și investiția în surse de energie regenerabilă pot reduce dependența de sursele tradiționale de energie și pot contribui la stabilizarea prețurilor pe termen lung. Reglementări mai stricte, implementarea unor reglementări mai stricte privind eficiența energetică și reducerea pierderilor în rețelele de distribuție poate contribui la reducerea costurilor generale. Pe măsură ce ne apropiem de data de 1 iulie 2024, este esențial ca românii să fie informați și pregătiți pentru aceste schimbări. Creșterea tarifelor la energie electrică este o provocare majoră, dar cu măsuri adecvate și o planificare atentă, gospodăriile pot naviga prin aceste vremuri dificile. Creșterea tarifelor pentru serviciile de sistem și, implicit, a facturilor la energie electrică de la 1 iulie 2024 este o realitate pe care românii trebuie să o accepte și să o gestioneze. Deși aceste schimbări pot părea copleșitoare, există soluții și măsuri care pot ajuta la reducerea impactului financiar prin adoptarea unor practici eficiente de consum și prin sprijinul autorităților, gospodăriile pot face fața acestei provocări și pot asigura un viitor energetic mai stabil și mai sustenabil.